Ascuns. Zimantorii Doveria! În inima celor care conduc această țară. Emperio di Valdemia! În scurtă vreme. Emperio de Gnaia! Se vor da legi. Enaito qual! Care vor constrânge. E zivernablo! Pe adevărați creștini. Ze giberno! Timpul de libertate. Emperio di Vizosida! Nu va mai fi ca acum. Elaita manahaut! Începând cu anul care vine. Chiar de la începutul anului. Din prima lună. Desfrâul. Fără de legea. Moralitatea. Și păcatele. De moarte. Vor fi legiferate. Se vor da legi. Care vor constrânge biserica. Samana graia. Dar cel care nu se compromite va avea parte de răpire. Cel care rabdă ispita și după ce o rabdă o va birui și va fi găsit bun. Va primi cununa vieții. Personal. Eu, Domnul vieții, voi pune această coroană pe capul celor care vor fi biluitori. Și acum eu, Domnul, am fost. De aceea, în taină și nascuns, luați bine seama ce vă spun. Se va ridica în România un lider. Va fi președintele acestei țări. În primele 6 luni ale anului. Toți vor crede. Cu un mare om. Pus de Dumnezeu. În fruntea poporului. Dar e înșelător. Pare religios. Dar în taină. Și nascuns. Este omul diavolului. Să nu vă credeți. De la jumătatea anului încolo. Biserica. Va fi mai mult constrâns. Nu o să mai fie voie să se facă evangelizare fără autorizație, fără să știe cei de sus, fără să știe cei din guvern. Mulți păstori vor fi constrânși și dacă nu vor face așa, li se spune, este către mai mari legii. Vor avea de suferit. Ei și casele lor. Va veni vremea. Când vor fi întemnițați. Când vor fi arestați. Vor fi opriți. Dar după valul acesta de încercare. O trezire voi aduce. Riverina! Și toți. Care mi s-au împotrivit vor rămâne de rușine. Mulți vor cădea, dar cei care vor rămâne în picioare vor vedea trezirea cu ochii lor. Mari semne și minuni voi face și multe vindecări. Voi elibera de sub puterea demonică multe suflete. Și vă ști că eu, Domnul, sunt Domnul și Mântuitor.